Iată că am revenit, stimați telespectatori. Vă reamintesc că sunteți la emisiunea Consultații Gratuite și astăzi, împreună cu invitata emisiunii noastre, doamna dr. Veronica Făt, medic primar-oftalmolog, vorbim despre vară și despre ochii dumneavoastră. Și în continuare a emisiunii vrem să vorbim despre viciile de refracție. Care sunt viciile de refracție? Ne le va enumera doamna doctor și ne va spune în același timp, rând pe rând, ce este de făcut. Vă rog. Viciile de refracție, practic, sunt mici defecte în refracția oculară. Ne imaginăm ochișorul nostru ca un fel de sistem de lentile prin care lumina pătrunde înăuntru ochiului și ea este focusată, teoretic, într-o anumită regiune a retinei. Așa se întâmplă când lucrurile funcționează. Dar, din anumite motive, dezvoltarea globului ocular nu se întâmplă întotdeauna armonios și apar discrepanțe între ceea ce înseamnă alungirea ochiului și razele lui de curbură. Și astfel apar așa numitele vicii de refracție, cunoscute sub numele de hipermetropie, miopie sau astigmatism. Acum, pentru pacienți, ele sunt acelea cu plus, cu minus, cu combinații. Dar haideți să le spunem cum se manifestă, ca să le fie mai ușor de recunoscut și să le explicăm cât de important este să nu aștepte prea mult după ce apar astfel de semne și simptome. Eu aș începe să spun faptul că aceste vicii de refracție nu sunt manifeste de la bun început. Copiii noștri pot să fie purtători de astfel de defecte de vedere și să nu știe să semnalizeze acest lucru. Pentru că ei sunt mici, pentru că limbajul lor se dezvoltă mult mai târziu și pentru că dacă ei sunt purtătorii unui viciu de refracție, așa cum percep lumea, li se pare a fi normal. Și atunci trebuie să înțelegem că nu întotdeauna prezența unui defect de vedere se și vede. Uneori se vede. Vezi că ochiul copilului nu merg paralel, vezi că strânge din ochișor, vezi că stă prea plecat, dar uneori nu-ți spune nimica. Și atunci trebuie să cunoaștem că începând cu vârsta de 6 luni, aproximativ, moment în care copilul poate să stea în brațele părintelui cu capul drept, noi putem să facem deja aceste măsurători ale dioptriilor oculare. Și chiar dacă la vârsta de 6 luni noi nu începem și o corecție optică, putem să știm care va fi viitorul refractiv al acelui copil, putem să sesizăm dacă el este deja cu defecte de vedere, dacă există asimetrie între cei doi ochi și atunci știm din timp când începem tratamentul cu ochelari, cu ocluzor pentru a recupera vederea. Deci primul pas este să înțelegem că aceste controle oftalmologice trebuie începută de la vârstă foarte mică, și anume aproximativ 6 luni, dacă nu și mai repede. Mai repede în cazul în care fie copilul este prematur și atunci noi facem screeningul retinopatiei de prematuritate, fie dacă părinții, medicul de familie, medicul pediatru se sizează că mișcările oculare nu sunt așa cum ar trebui, că un ochi este mai mare, mai roșu, o pupilă mai albă. Astea sunt motive cu care copilul se prezintă mai repede de 6 luni. Pentru ceea ce înseamnă viciul de refracție, începând cu vârsta de 6 luni. În funcție de ceea ce noi descoperim, vom stabili frecvența controalelor ulterioare. Dacă un viciu de refracție este mic, el poate să fie compensat prin acomodația cristalinului. Dar în momentul în care începe școala și pe măsură ce copilul crește și efortul vizual este mai mare, aceste vicii de refracție încep să fie manifeste. Fie copilul nu vede foarte bine la distanță și începe să sesizeze lucrul ăsta și el și anturajul, are tendința să strângă din ochișor, pentru că micșorând fanta palpebrală, aberațiile fasciculelor de lumină sunt mai mici. Fie este foarte aplecat sau au tendința să se apropie de televizor sau încep să apară durerile de cap, pentru că această contractură care apare în mod involuntar inclusiv a mușchilor frontali va duce la apariția durerilor de cap. Sigur că dacă defectul de vedere este foarte mare și profund, lucrurile se întâmplă destul de repede, se sesizează. Este bine că în ultimul timp, chiar și la școli, se fac controle, chiar dacă nu întotdeauna în condițiile optime, dar se fac controle. Și ce mă bucur este faptul că, oarecum, pe lângă cei din învățământ, foarte mult mai nou părinții, pentru că citesc destul de mult, cei tineri sunt interesați, cunosc deja faptul că aceste controle trebuie făcute din timp. Și sigur, foarte mult contează și medicul de familie, care trebuie să fie familiarizat cu aceste lucruri și să trimită copilul la un consult. Copilul, atunci când vine la noi la consultație, pentru el este foarte simplu.
Pentru că aparatul care măsoară dioptriile copilului este un aparat care se folosește de la distanță, nu seamănă cu cele ale adultului. Prin urmare, pentru el este foarte ușor, scanarea dioptrilor durează câteva secunde și dialogul pe care noi îl purtăm cu acești copii este unul foarte prietenos. Dacă copilul este non-verbal prea micuț, atunci sigur noi nu putem să măsurăm exact care este acuitatea vizuală, dar știm să ne orientăm dacă ne agităm sau nu ne agităm în legătură cu asta. Ulterior, la vârsta de școală, foarte frecvent, apare această miopie a școlarului, care, din păcate, va fi din ce în ce mai frecventă, pentru că utilizarea calculatorului în exces, utilizarea tabletelor, a telefoanelor mobile, care vedem că se întâmplă peste tot, face ca această acomodație cristalineană să fie folosită în exces și miopia apare foarte precoce. Deja se estimează că undeva în jurul anului 2050, 50% dintre tinerii noștri copii vor fi purtători de ochelari, pentru că această miopie are tendința clară de a progresa și ne ducem pe urma asiaticilor care sunt înaintea noastră din acest punct de vedere. Și aici revine, aici trebuie să ne implicăm mai mulți. Este pe de-o parte rolul părintelui de a conștientiza acest pericol, al școlii care trebuie să educe acest lucru, al medicului de familie și al nostru. Copiii trebuie să fie în permanență, să fie conștienți de aceste riscuri. Sigur că nu interzicem cu totul folosirea tabletelor sau a calculatoarelor, dar trebuie să existe o limitare a lor, o măsură. Școala online a fost o provocare. Școala online a fost, din toate punctele de vedere, nocivă pentru toți și pentru psihicul lor și pentru noi. Ca și oftalmologi, am văzut clar o creștere a purtătorilor de ochelari, dar în continuare se folosesc ore online, în continuare tehnologia folosește ecrane luminoase cu radiație albastră și cumva este foarte greu să scăpăm de utilizarea lor în exces. Avem un slide pe această temă și o să rog regia să ne dea slide-ul cu copilașii care stau cu nasul telefoane, pentru că o să vreau să le comentăm împreună cu doamna doctor. Da, aceasta este. Puneți-ne imaginea pe ecran. Și o să începem să discutăm un pic așa rând pe rând despre avantaje și dezavantaje. Știți, pe vremea când eram eu copil, televizorul era așa o mare minune și puteam să ne uităm la televizor, dar ne uitam de la distanță, ca așa ziceau părinții. Mai ales că pe vremea aia, marea majoritate erau televizoare alb-negru și apoi, mult mai târziu, a apărut televiziunea color. Ei, în ziua de astăzi se întâmplă exact ceea ce vedeți în mijloc sau în dreapta sau jos în stânga. În dreapta sus sunt chiar copii care manifestă o agresivitate deosebită în momentul când vrei să iei tableta sau telefonul. În dreapta jos vedeți un bebe ștrunt care stă cu nasul aproape lipit de tabletă, iar în stânga este viitorul. Obezitatea copiilor care stau foarte mult în fața calculatorului, a televizorului sau al tabletei. De la ce vârstă putem să lăsăm un copil să se uite totuși pe tabletă sau pe telefon? Vă întreb pentru că fiecare dintre noi mergem în concediu, în vacanță sau mai știu eu ce, și văd de multe ori părinții care stau la masă, îi pun copilului în față tableta sau telefonul pe desene, pe un filmuleț, pe un videoclip și doar în felul ăsta îl fac să mănânce sau îl liniștesc stând la masă. Și atunci întrebarea este, e sănătos? Eu sunt convins că nu este sănătos acest lucru, acest obicei. Nu. Și totuși sunt foarte mulți părinți care folosesc această metodă de a-și ține copilul ocupat în timp ce îi bagă mâncarea în guriță. Așa este, nu este o metodă bună. Trebuie totdeauna să ne gândim, în primul rând, la copilul nostru și nu la comoditatea noastră. Eu nu aș începe să liniștesc copilul sau să-i fac o educație cu tableta sau cu telefonul. Văd lucrul ăsta, îl văd inclusiv la mine în cabinet, când vrem să stea un copil liniștit, părintele știe, îi pun un desen, un filmuleț, exact, și copilul imediat se liniștește. Dar toate aceste liniștiri, în final, nu vor duce la nimic bun. Pe de o parte, trebuie părinții să înțeleagă că atunci când copilul stă în fața acestor tablete, de obicei stă foarte aproape de ele. Nu există ochelari de protecție în mintea lor care copilul să-l folosească. El este atras de faptul că pe aceste tablete are acces în mod facil la o serie de imagini colorate, la jocuri, stă liniștit în lumea lui acolo, îi deschide gurița, nici nu știe ce a mâncat dacă îl întrebi. E în lumea lui și atunci părinții greșesc când cred că așa, asta este o soluție, este o comoditate din partea părinților. Ei își doresc un pic de liniște.
într-un fel înțeleg și asta, dar mai bine ții un bunic cu tine în vacanță decât o tabletă sau un telefon. E un lucru extraordinar, ți-a spus acum, am să-l notez, pentru că e foarte bine zis, un bunic este merăbdător. Un bunic este perfect. Bunicii, are timp să se ocupe de copii. Exact, și bunicii, știți cum se zice, că au dat în mintea copiilor, exact. Pentru că mintea bunicilor deja este pe alte frecvențe, nu mai au grijile care le-au avut în tinerețe, au disponibilitate, au timp, știu să se joace cu copii, să se prostească cu ei. Pentru ochi, să stea toată ziua pe un telefon este foarte solicitant, așa biologic, anatomic, Dumnezeu nu ne-a dat ochiul ca să ne uităm la calculatoare. Acomodația este excesivă, dezvoltarea miopiei foarte precoce și miopia, fiecare grad de miopie care avansează, aduce riscuri pentru ce înseamnă sănătatea ochiului. Și mai grav decât atât, ce mi se pare mie, sunt tulburările de comportament care pot să apară. Noi observăm că acești copii care se descurcă minunat cu telefonul și cu tableta și părinții sunt încântați că foarte repede au învățat cu ele, devin oarecum niște copii care își pierd abilitățile de comunicare. Noi observăm că acești tineri se întâlnesc, dar fiecare stă cu telefonul lui în față. Ei nu mai știu să vorbească, nu știu să se exprime. Sunt oarecum rupți de realitatea din jur. Trece trenul pe lângă el și nu știe că a trecut trenul. Merge pe stradă, merge pe stradă cu telefonul în mână, nici fie... nu știe că e roșu, e verde la trecerea de pietoni. Plus că după aceea când ei cresc și știu să acceseze diverse programe pe telefon, toate aceste jocuri, de foarte multe ori cu încărcătură violentă în ele, informații destul de dure, pentru că în mass media circulă tot felul de informații necenzurate, pentru creierul lor foarte fraged, sunt catastrofe și de foarte multe ori vedem un comportament agresiv din partea lor, non-compliant, nu mai acceptă regulile, nu acceptă, îi vezi că sunt agitați, nu pot să stea o jumătate de oră să învețe. Deci, cumva, asta mi se pare cel mai grav, faptul că ei nu mai știu să comunice, nici între ei, nici cu adulții, ei nu mai știu să se joace așa cum ne jucam noi. Mai de mult nu existau atâtea jucării câte sunt acum. Facem exces de jucării, ajungem ca un copil de 3-4 ani să nici nu-și mai deschidă toate cadourile primite de Moș Crăciun, pentru că e deja plictisit de ele. Deci cumva trebuie să ne gândim și la aspectele acestea, trebuie să ne gândim și la faptul că dezvoltarea lor, postura se modifică, sunt copii care au multe probleme de coloană, sunt copii care nu mai petrec timp în aer liber. Într-un studiu al miopiei care s-a făcut recent, unul din factorii cei mai importanți pe care ni l-au spus a fost copilul trebuie să petreacă aproximativ 2 ore pe zi în aer liber. Alea este un lucru extrem de bun. E important să petreacă cât mai mult cât timp. Cât mai mult, dar au spus liber. Minim 2 ore, deci care minim. Înseamnă, pe de o parte, mișcare, oxigenare și faptul că nu stai pe tabletă sau pe telefon. Știți, există un studiu recent care spune că aproape 90% din copiii între 2 și 3 ani care au autism, factorul determinant ar fi exact telefonul, tableta sau calculatorul. Da, sau statul în fața televizorului, care toate acestea sunt fascinante pentru ei, îi atrage, dar cumva activitatea lor cerebrală se duce în altă zonă. Și atunci, sigur că eu nu recomand genul ăsta de atracția copilului către tablete, telefon, nici la una, nici la doi, nici la trei, cât mai târziu, pentru că oricum vine momentul, vine școala în care vrem, nu vrem, o să fie nevoie de telefoane, o să fie nevoie de tablete, de calculator. Prin urmare, au timp. Au timp mai târziu. Au timp. Vedem că în toate meserile din ziua de azi nu se mai poate fără calculator, așa că hai să o lăsăm cât mai târziu posibil. Vis-a-vis de povestea cu miopia, acum este ceva într-adevăr nou în ceea ce înseamnă corecția cu lentile, cu ochelarea copilor miopi, recomandată între vârstele de 6-14 ani. S-au dezvoltat niște lentile, care sunt lentile asemănătoare într-un fel cu lentilele progresive. Sunt niște lentile de defocusare care fac ca imaginea care se proiectează în ochiul copilului să nu se mai facă uniform prin lentilă ca și până acum, ci doar în zona centrală a ochiului, iar în periferie imaginea nu mai cade ca și până acum undeva în spatele retinei, ceea ce s-a constatat că face ca globul să continue să se alungească în tendința de a atinge acea imagine, ci undeva în anterior. Și aceste lentile
au reușit să producă o încetinire sau chiar o stopare a progresiei miopiei în aproximativ 40% din cazuri, ceea ce este foarte mult. Părinții trebuie să știe că fiecare grad de miopie în plus înseamnă un grad de risc ulterior, pentru că ochiul miop, cu cât are dioptrii mai mari, cu atâta este predispus la complicații în viața de adult sau mai târziu. Și tocmai de aceea recomand părinților care pot să treacă pe acest tip de lentile de defocusare, care ajută foarte mult în stoparea sau în chiar încetinirea acestei miopii la copii. Avem două filmulețe pe care mi le-ați trimis, adică două linkuri spre YouTube unde sunt două astfel de filmulețe. Doriți să le proiectăm? Da, cu care să începem? Cu primul sau cu primul de copii? Cu primul. Dacă tot vorbim despre deci, regia, dacă se poate, dați-ne unul din filmulețe între timp și noi mai povestim aici să vedem ce conține. Da, acesta este. Da, aici este filmulețul cu copiii noștri care sunt fascinați de tabletă, care ajung să poartă ochelari de la vârste foarte fragede. Statul în fața calculatorului va produce și oboseală oculară și un sindrom de ochi uscat, pentru că frecvența clipitului scade foarte mult și tot mai mulți dintre copii încep să devină miopi. Noi, la vârstele mici, nu putem să le facem corecția optică cu lentile de contact. Chirurgia refractivă este dedicată vârstei adulte și atunci firma Rodenstock din Germania, după 5 ani de teste și foarte mulți de studii, a dezvoltat această lentilă numită Micon, care va proiecta imaginea în ochiul miop doar clar pe zona de centru. Ce vedem acum este ce face o lentilă standard. Duce imaginea pe centru pe retină, dincolo, în spate. Tendința ocului va fi să atingă și imaginile din periferie. Și atunci au inventat aceste lentile defocusate, cu câmpurile mai puțin clare pe partea nazală temporală, astfel încât imaginea clară să se proiecteze exclusiv în regiunea maculară, regiunea de centru, și atunci globul ocular nu mai simte nevoia să atingă și periferia aceea, stopând astfel progresia miopiei. Sunt recomandate în special la copilașii de 6-14 ani, pentru că asta este zona de vârstă în care are loc progresia accentuată a miopiei. După vârsta de 14 ani, are tendința de a se stabiliza sau de a crește foarte puțin. De aceea, aceste lentile nu le recomandăm la copiii mari sau la adulți. Ok, și al doilea filmuleț, dacă se poate, să putem continua după aceea discuția în minutele care ne-au mai rămas. Da, acesta este. Vă rugăm. Ok. Cred că acest filmuleț se referă la măsurătorile standard ale refracției, da? Cu ceea ce se face în mod uzual și cu faptul Da, să ne ocupăm și de adulți, nu numai de copii. Aici este vorba de adulți și de ochelarul progresiv, care este un ochelar recomandat pentru toate persoanele care au nevoie de corecție optică atât la distanță, cât și pe zona intermediară și aproape. Și pentru a evita utilizarea a două sau trei perechi de ochelari, s-au inventat aceste lentile așa numite progresive, dar care, într-o proporție de 80% din pacienți, creează disconfort și tulburări de acomodație în prima parte de când încep să le folosească. Tocmai pentru că ochiul foarte mult timp a fost simplificat și am văzut că rezultatele nu erau satisfăcătoare. Și au venit aceste studii biometrice cu același ajutor al inteligenței artificiale. S-au luat în calcul extrem de mulți parametri, s-a studiat alungirea globului ocular și corelațiile dintre aceste alungiri ale globului ocular, grosime ale cornei, adâncimile camere anterioare, cristalin. Ei au făcut o serie de proiecții și după foarte, foarte multe teste au găsit soluția de a împărți câmpurile de vedere în așa fel încât oriunde privești să ai o imagine cât mai clară și acele câmpuri de vedere să nu-ți creeze senzația că sunt extrem de limitate. Aceste lentile sunt noi, au apărut pe piață undeva în luna martie anului trecut și cu rezultate extrem, extrem de bune. Surprinzător, am început să recomandăm acești progresivi, în special la persoanele care aveau niște vicii de refracție foarte complicate, dioptrii mari, combinații sferocilindrice, și rezultatele pot să spun că au fost wow!
Tocmai de aceea este foarte bine să se știe despre existența lor. Sigur că necesită un consult mai amănunțit. În sensul ăsta este o colaborare între mine și optometristul care este la cabinet, pentru că în cadrul unei consultații de 15 minute lucrurile astea nu se pot întâmpla. O astfel de consultație și fittingul lor durează undeva chiar și până la o oră dedicată pacientului, dar rezultatele într-adevăr sunt extrem, extrem de bune. Și atunci, progresivul fiind ochelarul omului activ, recomandăm la toate persoanele trecute de 40 de ani și care sunt purtători de ochelari să înceapă să folosească aceste lentile tocmai pentru a avea un confort vizual foarte bun. Bun, mulțumesc, dragii, pentru posibilitatea de a vizualiza aceste imagini care mi s-au părut fascinante. Și haideți, pentru că mai avem doar câteva minute, să vorbim un pic și despre urgențele în oftalmologie. Și aș începe cu ochiul roșu, vestita noastră imagine a copilului sau adultului care vine la medic cu ochiul roșu. Ce se întâmplă acolo? Urgențele în oftalmologie nu sunt chiar atât de multe, dar de câte ori omul are o problemă, îi se pare că problema lui este foarte urgentă și foarte gravă, dar nu este așa. Ochiul roșu, de cele mai multe ori, este o congestie conjunctivală, fie ca urmare a unei iritații, fie ca urmare a unei conjunctivite. Acestea nu sunt urgențe. Acestea sunt patologii pentru care pacientul, în mod normal, ar trebui să se adreseze medicului de familie. Ochiul roșu poate să fie o urgență în cadrul unui glaucom acut, dar pe care pacientul îl resimte extrem de dureros și cu o scădere marcată a vederii, sau în cadrul unor inflamații oculare, care tot așa tulbură vederea și dau dureri oculare. Foarte frecvent se întâmplă să vină oamenii cu un ochi foarte roșu, speriați, care sunt niște hemoragii subconjunctivale, apărute în general la persoane hipertensive, vârstnice, cu fragilitate vasculară. Sunt impresionante, sperie omul, dar nu sunt urgențe. Deci, este urgență, dar ele nu sunt urgențe și cumva... Aș vrea să povestim un pic de zona asta a urgențelor, pentru că în cadrul Spitalului Județean, gărzile pe oftalmologie sunt gărzi la domiciliu. Deci medicul oftalmolog nu este acolo în permanență. Sunteți prea puțini. Suntem foarte puțini, e adevărat, iar adevăratele urgențe sunt atât de puține încât menținerea unei linii de gardă continuu nu se justifică din punctul meu de vedere. Urgențele în oftalmologie sunt traumatismele de glob ocular, care înseamnă traume penetrante, arsurile ochiului, care sunt într-adevăr urgențe, glaucomul acut și dezlipirea de retină. Restul, un corp străin cornean, o conjunctivită, o hemoragie subconjunctivală, conjunctivitele alergice, care uneori sunt impresionante, cu edeme palpebrale și sunt de sezon și impacientează și părinții și adulții, ele nu reprezintă urgențe. Deci, din punctul ăsta de vedere, cumva, oamenii ar trebui să înțeleagă că de primă intenție este să te prezinți la medicul de familie. Sigur, când este evident o urgență, o lovitură, o traumă, suntem acolo. Este altceva, dar de cele mai multe ori, în 95% din cazuri, ele nu sunt urgențe. Ochiul roșu arată impresionant, poate să creeze o senzație de jenă, dar câtă vreme nu este însoțit de dureri foarte importante și de afectarea acuității vizuale, nu este tocmai o urgență. O să zicem că semi-urgență și poate rezista până mâine când se meargă în policlinică. Exact, când în policlinică există 3 cabinete care funcționează. Sigur. Și unde chiar și fără bilet de trimitere de la medicul de familie, ei pot fi înregistrați ca și urgențe cu condiția să prezinte cardul de sănătate. De foarte multe ori oamenii vin la spital fără bilet de trimitere, fără programare, fără card de sănătate, fără asigurări și doresc să fie rezolvați pe loc. Lucru care, dacă se poate chiar ieri, lucru care devine din ce în ce mai greu. Dacă mai de mult ni se părea așa de domeniul fantasticului când auzeam că în Franța, de exemplu, se stă un an de zile se stă la programarea pentru un consult oftalmologic, 6 luni, ziceam, nu se poate așa ceva. Începem să înțelegem, pentru că ne îndreptăm într-acolo. Din păcate, și la noi există o lipsă foarte mare a personalului medical. Și mă tem că va fi din ce în ce mai mare. Și atunci, cumva, lucrurile trebuie foarte bine chipzuite. Urgența din cadrul Spitalului Județean trebuie să fie dedicată urgențelor majore, adică oamenilor care într-adevăr au o problemă de viață și de moarte. Cele oftalmologice nu sunt chiar atât de grave cum par. Uneori sunt impresionante, dar nu reprezintă o mare urgență. Așa, un sfat de final, ce ați dori să le transmiteți telespectatorilor noștri? Am
primul rând să aibă grijă de ochii lor, cu mijloace care ne stau la îndemână, și anume ceea ce înseamnă a purta ochelarii corespunzători, corecți, prescriși de medici sau de optometrist, vara să folosească ochelarul de soare, dacă folosesc lentila de contact, să aibă grijă la ceea ce înseamnă durata de viață, igienă, să folosească aceste lacrimi artificiale, să folosească suplimentele bogate în luteină și zeaxantină, pentru că durata de viață a oamenilor este din ce în ce mai mare și bolile degenerative specifice după 70 de ani sunt foarte frecvente, iar mijloacele terapeutice în acele cazuri sunt puține care ne stau la dispoziție. Sunt lucruri simple pe care noi putem să le facem. Trebuie să înțelegem că ochiul este un organ extrem de expus, este în permanență în contact cu mediul înconjurător și așa cum învățăm să ne protejăm pielea cu creme cosmetice, să purtăm pantofi comozi, haine comode și așa, trebuie să acordăm atenție inclusiv ochilor, pentru că noi credem că totul ni se cuvine și că vederea care o avem este ceva normal și așa va fi întotdeauna, dar trebuie să avem grijă de ea, ca ea să fie cât mai bună, un timp cât mai îndelungat. Bun, vă mulțumesc, doamna doctor, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, nu pot decât să vă doresc o după amiază și o seară plăcută. Până săptămâna viitoare, la revedere!